Plecăm pentru 2 săptămâni în Asia și vei cu mine în toată aventura asta. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, fiindcă acolo postez totul în timp real. Anyway, am plecat spre Budapesta, de unde am avut zborul spre Seul. Am ajuns la aeroport, am avut timp să mâncăm ceva, ne-am plimbat pe la duty free. Mereu mă minunez de secțiunea asta de miniuri. Ador. Am avut un zbor de noapte de 11 ore către Seul. A trecut destul de repede, am și dormit, am mâncat. Cei de la Korean Air îți dau apă, papuși de casă, pernă, pătură, pastă de dinți, absolut tot ce vrei. Ne-am trezit, mai aveam doar 2 ore, a venit și micul dejun. Și după ce am ieșit din avion, a început toată aventura. Primul lucru pe care a trebuit să-l facem a fost să schimbăm banii în banilor coreeni. Am luat apoi acest T-Money Card pe care pui bani și cu ăla poți plăti la transport. Mi se pare că metroul la ei este un întreg labirint. Noroc cu Alex, care are orientare în spațiu. Am ajuns și la hotel. Doamne, deci ce hotel superb am găsit. O să vă fac un întreg room tour separat, fiindcă merită. Abia aștept să vă arăt tot ce facem pe aici. 5 zile vom sta în Seul, iar apoi plecăm în Tokyo. Și da, hai cu noi în aventura asta.